Un bărbat care a câștigat la loterie suma impresionantă de 30 de milioane de dolari nu a vrut să împărtășească vestea cu familia sa, drept pentru care s-a deghizat într-un pui din desene animate. Originar din sudul Chinei, norocosul a câștigat aproximativ 30,6 milioane de dolari americani la loterie și a spus că vrea să păstreze secretul ca să-și protejeze soția de aroganță și lene, potrivit presei. Numică i-a fost uimirea când și-a văzut numerele câștigătoare și cu fiecare bilet a câștigat sume impresionante, astfel că a ajuns la suma totală de 30,6 milioane de dolari americani. Câștigătorul a alergat într-un suflet la sediul loteriei în capitala regiunii Nanning pentru a-și ridica premiul săptămâna trecută și după o donație importantă unei organizații caritabile s-a dus la ceremonia de înmânare a cecului, costumat într-un personaj de desene animate și anume un pui, pentru a-și proteja identitatea. Nu le-am spus soției și copilului meu, sunt îngrijorat că s-ar putea simți superiori față de alți oameni și nu vor munci sau învăța la fel de mult, a spus acesta. Conform sursei citate, câștigătorul a spus că și-a cumpărat bilete în mod regulat la loterie timp de peste un deceniu, iar în ultimii ani a jucat aceleași numere cu care a câștigat marele premiu, relatează mesajul.ro.